LPS Suceava și-a consolidat prima poziție în campionatul național de fotbal sub 17 ani după ce a câștigat pe teren propriu în fața celor de la LPS Iași cu scorul de 6-1. Echipa antrenată de Andrei Ițco și-a asigurat a șasea victorie consecutivă prin golurile marcate de Sebastian Burlacu, 3, Albert Bodnariuc, 2 și Ștefan Petraru. Grupa similară de la juniorul Suceava, condusă de Laurențiu Berezoschi, s-a impus pe stadionul din Ițcani în fața celor de la CSM Pașcani cu scorul de 5-1. Golurile gazdelor au fost înscrise de Bogdan Chiriac, Alex Chirilă, Mateo Ciciu, Andrei Magazin și Tudor Pachițaru. Juniorul Suceava a câștigat și duelul cu CSM Pașcani din campionatul național sub 19 ani. Trupa lui Laurențiu Berezoschi s-a impus cu scorul de 3-1 prin reușitele semnate de Ruben Ceaușilă, 2 și Ricardo Bostean. În schimb, LPS Suceava a pierdut în fața liderului LPS Iași cu 0-4. În Liga Elitelor sub 14 ani, reprezentanta liceului cu program sportiv Suceava pregătită de Ovidiu Bosancu a trecut de Colția Brașov cu scorul de 5-0. Golurile au fost marcate de Eduard Botezatu, 4 și Darius Gemeniuc. În aceeași competiție, juniorul Suceava a pierdut pe terenul celor de la Politehnica Iași cu 2-4.